Sunt asociații veterinare, precum cea britanică sau australiană, care nu aprobă utilizarea de medicamente homeopatice sau orice altă medicație a cărei eficacitate nu este dovedită și susținută de către un producător. Dincolo de ocean, aceste modalități terapeutice sunt mai mult practicate, iar Asociația Medicală Veterinară Americană precizează că cele mai importante obiective în medicina veterinară sunt sănătatea și bunăstarea pacientului. Medicii veterinari trebuie să aibă cunoștințele necesare și abilitățile pentru fiecare modalitate de tratament pe care o utilizează, să efectueze aceste tratamente cu acordul proprietarilor de animale și să includă în fișa medicală rezultatele obținute în urma tratamentului. Un lucru este cert, toate tratamentele și modalitățile de investigație trebuie să fie judecate după aceleași criterii și să aibă loc la aceleași standarde. Medicina alternativă sau, cu sinonimele de medicină veterinară complementară, integrativă, tradițională, cu adepți și potrivnici, a fost și va rămâne cu siguranță o formă de terapie atât în medicina umană cât și în cea veterinară. Urmărim astăzi din nou aspecte din cadrul investigațiilor de medicină alternativă prezentate studenților facultății noastre, precum și un interesant curs de iridologie. Ce ai observat necorespunzător la acest animal? Întotdeauna când primiți o astfel de întrebare, sfatul meu este să nu aprofundați din punct de vedere medical și să încercați să dați niște răspunsuri cât mai simple. Ceea ce observați, ceea ce vedeți pe animal, să încercați să exprimați prin griu grai. Primul rând, e un câine care a fost tuns de curând. De acord? Da. Bun, da? În urma toaletării, am observat lipsa părului pe cele două flanguri. Dacă stau un pic și mă uit cu atenție, observ că ceea ce văd pe partea stângă este simetric cu partea dreaptă. Încă un, da? După care, sunt atent și mă uit la cromatica dermică. Cum arată cromatica asta? E închisă la culoare sau e deschisă? Ia uite-te aici. Ce nuanță are aici dermă? E deschis la coadă? Uite-te aici. E deschis? Bun. Ia uite-te aici. E modificată cromatica? Da. E modificată. Doctore, acolo unde am observat căderea părului, am observat și o modificare de cromatică. E modificată textura pielii? Pune mâna. Nu da din cap. Pune mâna. Pune mâna. Pune mâna aici. 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 Încearcă să te apropii de zona afectată. Cum e textura aici? Cum e textura aici? În zona aceasta trebuie să percepi o stare sau o sensibilitate. Aici textura este mai fină. Aici textura este mai fină. Uite. Textura e mai fină. Pe când aici, textura capătă o altă densitate. Nu sunt mulțumit doar cu aceste lucruri. N-am de unde să știu deocamdată de unde au apărut aceste modificări. Încerc să examinez animalul și din alt punct de vedere. Ia uite-te pe fața internă, da? Fața internă inghinală. Ce observi? Acum de data asta îmi explici tu. Ia mâna. Desigur, simetric. Altceva. Este vorba de o simetrie, pseudotundere atât pe stânga, cât și pe dreapta. Întoarce-l cu burtica în sus. Zona respectivă este afectată. Uite. Și pe partea aceasta, și pe partea aceasta. Întoarce-l înapoi. Și acum întrebarea de bază. Este vorba de o patologie dermică sau este vorba de o patologie cu exprimare la nivel dermic? De o patologie cu exprimare la nivel dermic. Bun. Dacă este vorba de o patologie cu exprimare la nivel dermic, înseamnă că este vorba de o stare
de boală internă. Ok? Da. Starea generală e modificată la acest câine? Nu. Ce înțelegem din treaba asta? Are apetit? Consumă apă? E castrată? Nu știu sigur, da? Nu cred. Nu știu sigur. Bun. Deci, nu este vorba de o urgență, da? Este vorba de o afecțiune în timp, cronică. Și acum recapitulăm. Alopecie localizată, simetrică, pe flancuri, cu hipercromie dermică. Alopecie simetrică, manifestată pe zona membrelor pelvine, inghinal. Și acum întrebare, mergem și mai departe. Căror afecțiuni oferim acest tablou clinic? Da, este foarte bine. Și acum mergem și mai în profunzime. Care glande endocrine ar trebui să le verificăm ca și funcționalitate? Pentru a putea scoate în evidență dacă disfuncția acestora implică și această patologie. Odată glanda tiroidă, care controlează și... Mai departe, mai departe. Da? Glandele suprarenale. Foarte bine. Glandele suprarenale, tiroida. Și da. Trei mari categorii. Ok? Ai obligație să verifici funcționalitatea acestor glande endocrine. Ai înțeles? Da. În momentul în care găsești o disfuncție, să zicem, bazată pe o modificare cantitativă în hormonogramă, atunci putem să încercăm o reechilibrare a organismului administrându-i ceea ce organismului lipsește. Ok? Bun. Asta este din punct de vedere semiologic medicina lui Hipocrat. Acum, din punct de vedere, să zicem, bioenergoreflex. Ce puteți să-mi spuneți despre acest animal? Bioenergoreflex. Gândindu-vă la acest termen, analizați animalul ca un tot unitar. În primul și în primul rând, încercați să scoateți în evidență comportamentul și temperamentul. Calul Ciola, al cărui temperament aproape sălbatic i-a sugerat și numele provenit de fapt de la un cactus săritor și care a trăit în perioada 1985-2013 în Nevada, Statele Unite ale Americii, s-a remarcat printr-un talent artistic deosebit și o îndemânare puțin credibilă în arta mânuirii pensulei și a folosirii culorilor. Oficialii galeriei de artă care a găzduit lucrările lui Ciola nu și-au dat inițial seama că artistul este de fapt un cal. Însă, ulterior, acesta a fost apreciat printr-o mențiune de onoare a juriului în 2008 de o expoziție personală și un catalog cu operele pictate.
Un cal rezistent, însă în egală măsură calm și afectos, deopotrivă robust și elegant, Haflinger. A devenit popular în 2003 când Prometea a fost prima iapă obținută prin clonare din lume. Deja cunoscut al emisiunilor noastre, doctorul Dragoș Petrache ne prezintă în continuare alte câteva tehnici de investigare la cabaline. Examinarea specială a calului pentru șchiopătură se face în felul următor. Examinăm din lateral calul în poziție staționară, din față, pentru eventualele probleme de aplomb sau deformări de creștere la nivelul ungloanelor, după care vom examina calul la pas și la trap. Examinarea calului la pas se face din față și din spate, iar apoi din lateral, pentru a evalua gradul de șchiopătură și pentru a descoperi exact la care din membre este afecțiunea și cu care din membre calul șchioapătă. După ce vom face examinarea la pas și la trap, vom testa copita pentru a vedea dacă calul exprimă durere la copita de la membru respectiv pe care noi îl suspicionăm, avea o anumită afecțiune și stabilim că acela este membru cu care calul șchioapătă, iar apoi vom trece la testele speciale în care vom cerceta anumite zone, vom ține în tensiune anumite zone și vom examina din nou gradul de șchiopătură al calului. Acum pornim calul la pas. Examinăm calul din spate. Apoi, în momentul când cel care ține calul se va întoarce, examinăm calul din față. Întotdeauna vom avea grijă ca cel care plimbă calul să stea în lateral, să nu ne obstrucționeze examinarea și vederea calului. Vom încerca să-l ducem la trap. Haide. În cazul în care calul prezintă o anumită șchiopătură pe membrele anterioare, calul va ridica capul în momentul în care va face sprijin pe piciorul afectat și va lăsa capul în jos în momentul când va face sprijin pe piciorul sănătos. Când privim calul din lateral, putem să observăm dacă linia capului este nemișcată sau el ridică și lasă capul și putem stabili dacă șchioapătă sau nu prin această examinare din lateral. Vom întoarce calul pentru a încerca să facem testele speciale. Înainte de orice test special, verificăm și testăm copita pentru a vedea dacă calul exprimă o anumită durere. Pentru a testa sensibilitatea la nivelul copitei, în principal pentru a urmări și a încerca să descoperim câteva afecțiuni, cum ar fi sindrom navicular, anumite fisuri sau fracturi la osul copitei și de foarte bun diagnostic este și în furbură, o afecțiune destul de des întâlnită. Vom face presiune cu cleștele pe anumite zone ale copitei. Se poate face în două moduri, cu ajutor sau fără ajutor. O să rog un coleg să mă ajute pentru a putea exercita o presiune cât mai corectă. Aici, ține la chiștiță. Întâi facem presiune pe vârful unghiei pentru a pune presiune pe osul copitei, pe falanga a treia. Încercăm și din lateral pe sferturi. Apoi facem o presiune pe furcuță și indirect și pentru a testa sensibilitatea osului navicular. Observăm, calul nu prezintă sensibilitate, nu-l doare, nu zmucește. Sunt cai care, dacă au afecțiuni destul de grave, pot chiar să se ridice, să cabreze. Putem încerca și în dreptul călcâielor, face o anumită presiune. Evident că acest examen va fi făcut și la piciorul celălalt pentru a face o comparație și a vedea reactivitatea calului.
Am făcut testele pentru copită, nu am găsit nicio sensibilitate, calul nu a manifestat durere, tocmai pentru că colegul ține în continuare, piciorul ridicat, am să-l preiau eu. Rugăm examinatorul să se dea pe o parte a calului, ținem în tensiune, începem cu articulațiile de jos, cu articulația buletului, o ținem în tensiune între 30 de secunde și un minut. După ce a trecut un minut și articulația a fost ținută în tensiune, vom porni calul la trap și observăm dacă se accentuează șchiopătura sau nu. Este foarte important să ținem pe cât putem o singură articulație în tensiune pentru a ști exact unde este sediul șchiopăturii, da? Vedeți că genunchiul nu este foarte mult flexat, ci pun presiune și forțez articulația buletului. Gata? Da. Și acum pornim la trap. Torcer, torcer. Aici nu s-a accentuat șchiopătura. Vom proceda după cum urmează și la următoarea articulație mai sus. Punem foarte multă tensiune și ținem flexat și acum vom forța în articulația genunchiului. După ce am așteptat un minut, pornim din nou calul la trap. Hai! Este foarte important ca cel care duce calul să nu stea în fața calului, pentru acesta se poate exprima liber și examinatorul să vadă exact mersurile calului. Putem încerca și pentru o exemplificare pentru membrul posterior. Întoarce-te, rog, calul. Hop, hop, hop. Falo. Întoarce-l. Așa. Hop. Hei. Ridicăm un membru și vom forța articulația jaretului. Hei, hei, ușor, ușor. Parcă observăm o ușoară sensibilitate, o ușoară șchiopătură. Vom mai insista un pic pentru a ne confirma sau ne infirma suspiciunea. Hop, hop, palo, palo. Întoarce. Ușor. Hei, hei, hei. Gata, gata. Ia, poate îi place mai mult pe partea asta. Hop, hop, hop. Bravo, bravo. Luăm cu grijă piciorul. Forțăm. Aducem în față pentru a forța jaretul. După ce a trecut un minut, dăm drumul la cal. Haide! Ca ultimă etapă, dacă suspicionăm afecțiuni la nivelul membrului, noi trebuie să determinăm cât mai exact posibil sediul unde poate fi această șchiopătură. Fie că este copita, fie că este în articulația buletului, fie că este vorba despre carp, fie că este vorba despre tendoane. Prin aceasta vom începe de jos în sus. Se poate face blocajul nervilor periferici și se începe de obicei cu zona palmară pentru a bloca tot ceea ce înseamnă copită, coroană și os navicular. Însă acestea sunt niște examene speciale. Despre examenele speciale privind anesteziile loco-regionale vom vorbi într-o emisiune viitoare. Cu siguranță, mulți dintre noi cunoaștem peripețiile celor 101 câini dalmațieni. Însă există și cai dalmațieni.
Născut acum aproape 4 ani în Marea Britanie, calul botezat nu întâmplător Spotty este un mâns provenit dintr-o iapă de culoare maron și un ponei mascul cu aceeași culoare pătată, neobișnuită. Poneii britanici pătați se remarcă atât prin varietatea de robe cu pete albe, pe fond întunecat, numit simbolic fulg de nea, sau, dimpotrivă, cu pete negre pe fond alb, numiți leopard spot, așa cum este Spotty. Să vedem cu ce fel de iris avem de a face din punct de vedere al structurii și al texturii. Bun. Vreau să stingem lumina. Da? Mulțumesc frumos. Putem aprinde lumina. Scopul acestei, să zicem, investigații a fost de a stabili impresia la patologiei somatice la nivelul irisului. O să vă prezint în sala de curs tehnica de iridoinvestigație, care tehnică orientează clinicianul în ceea ce privește parcursul etapelor și duce către stabilirea diagnosticului final. Este vorba de un câine, vă rog frumos să ridicăm, este vorba de un câine adult, un câine care prezintă din punct de vedere macroscopic modificări, să zicem, la nivelul organelor genitale, una la mână. Prezintă din punct de vedere, să zicem, cardiac, modificări, prezintă din punct de vedere al coloanei vertebrale, reactivitate, toate aceste elemente fiind în strânsă legătură cu un dezechilibru intern cronic. A fost prezentat pentru evaluarea stării generale. În situația de atunci, câinele a beneficiat de un examen clinic, lăsați-l, de un examen clinic și de un examen al sângelui. Pe parcursul acestor zile, animalul beneficind de un tratament medicamentos și de un tratament igienodietetic. Care a fost concluzia pe data de 10.04? Sângele prezenta o tulburare majoră, caracteristică unui proces reactiv inflamator, acompaniat cu o acidoză metabolică, lucruri delicate pentru un organism. Astăzi, acest proces reactiv inflamator a fost diminuat. Reactivitatea metabolismului fiind diminuată sub tratament. Foarte important și regimul alimentar pe care l-a primit acest animal. De ce? Pentru că în urma consultului clinic și imagistic, câinele beneficiind și de o radiografie, am ajuns la concluzia că tranzitul intestinal acestui animal este încetinit. Că acest animal prezintă stază la nivelul intestinelor. De ce oare prezenta acest câine o stază? De ce acest animal prezenta o tulburare a tranzitului intestinal? Din două mari motive. 1. Era vorba de o reflecție de la nivelul coloanei vertebrale. Având o patologie a coloanei vertebrale, era și este încă vorba de un blocaj mecanic determinat de o hipertrofie a prostatei. Cele două entități, deja întipărite în organism, provoacă tulburări metabolice, inclusiv la nivelul aparatului digestiv. Bun, doctore, și ce legătură are tranzitul intestinal cu starea generală a animalului? Întotdeauna, dacă evacuarea materiilor fecale și a conținutului intestinal, mai bine zis, nu se realizează la timp, știți prea bine că apare resorpția de toxine.
Resorția de toxine, la rândul lor, duc la un travaliu puternic și la o stare de disconfort cardiorespirator. Travaliul cardiorespirator și o patologie, să zicem, încărcată a plămânilor, va duce mai departe la o congestie activă hepatică. O congestie activă hepatică nu va lăsa mult timp de liniște splinei. Splină care și ea activată va denatura funcția motrică a stomacului. Mai departe, funcția motrică a stomacului va duce la un dezechilibru pe ansele intestinului subțire, într-un final fiind dezechilibrat și pancreasul exocrin. Deci dacă nu mai urmăriți părțile anatomice virtual, nu mai urmăriți părțile anatomice pe care vi le-am descris, să vedeți că este vorba de o cascadă care nu se poate opri și care are un ciclu permanent. Această cascadă, acest dezechilibru este însoțit sau însoțește sau întreține și acidoza metabolică. Nu am făcut altceva decât să încerc să opresc acest ciclu printr-un tratament igienodietetic și printr-un comportament medicamentos. O să vă arăt în sala de curs despre ce este vorba. Acum, revenind la tehnica de iridoinvestigație. Tehnica de iridoinvestigație se realizează foarte ușor din punct de vedere, să zicem, al aparaturii. Folosim o sursă de lumină dirijată și un sistem lenticular. Nu este o unealtă performantă, dar este unealtă care te poate ajuta să depistezi leziuni cromatice sau, să zicem, modificări cromatice la nivelul irisului, modificări care sunt direct proporționale cu starea generală a animalului. Dacă animalul are o suferință la nivelul rinichiului, pe iris există posibilitatea ca în zona de proiecție a acestor organe rinichilor să apară o modificare pigmentară. Trebuie foarte mare atenție. Irisul prezintă modificări pigmentare din naștere. Irisul poate să aibă de-a lungul vieții să sufere modificări care, la rândul lor, să lase la nivelul irisului zone pigmentate, zone modificate cromatic. Nu trebuie confundate. Ne vom uita la microscop și vom face o analiză a ceea ce înseamnă iris pentru acest câine și vom face analogie cu un iris care nu prezintă modificări corespunzătoare zonelor unde am găsit pentru el. Haideți să mergem în sală. Iridoinvestigația. Atenție, nu pornim de la principiu că este vorba de o metodă principală pe care noi trebuie să, pe care dumneavoastră trebuie să o atașați panopliei metodologiei principale. Este o metodă alternativă care vă ajută. Deci iridodiagnosticul este o metodă alternativă care vă orientează către diagnosticul final al animalului. Bun. Ce implică? Da? Ce implică? Implică un studiu, să zicem, implică o examinare a irisului cu ajutorul sistemului lenticular, cum v-am arătat în sala de consultații. Un sistem cu lumină dirijată și un sistem lenticular. O observație într-o cameră obscură, în așa fel încât imaginea irisului să vă rămână foarte bine amprentată în memorie. De ce? Fotografia pe care o veți face, fotografierea irisului și prelucrarea imaginii trebuie întotdeauna corelată cu imaginea pe care ați avut-o și o aveți dumneavoastră înmagazinată virtual, în așa fel încât să puteți să faceți diferențierea între cromatica fiziologică și cromatica patologică. O să vă arăt la calculator că aceleași zone diferă chiar la același animal. O cromatică patologică este foarte sensibil
modificată de o cromatică fiziologică. Dar există diferențe. Dacă n-ar exista diferențele acestea, bineînțeles că nu s-ar putea face diferențiere. Compararea iridogramei se face cu harta irisului. Întotdeauna veți avea o hartă a irisului. Harta irisului este deja standardizată, atât în medicina umană, cât și în medicina veterinară. Veți avea iridograma pe care ați notat modificările cromatice considerate de dumneavoastră, încadrabile în sfera patologică, și veți avea alăturat harta irisului. Și veți conflua cele două, astfel încât veți colabora punctele modificate cu sectoarele de exprimare la nivelul irisului. Lucrurile, din punctul acesta de vedere, sunt foarte ușor de realizat. Important este ca ceea ce dumneavoastră ați analizat prin această investigație să concure mai departe cu ceea ce animalul și exprimă. Ce a exprimat animalul? Din punct de vedere clinic, o stare generală modificată. O modificare la nivel testicular, din prima impresie, caracterizată ca hipertrofie testiculară. Un sindrom radicular senzitiv de-a lungul zonei cervicale și sacrolombare, depistat de dumneavoastră prin palpare bimanuală paravertebrală. Toate aceste elemente concură și finalizează printr-o acidoză metabolică. Acidoza aceasta metabolică a animalului trebuie reechilibrată ca și primă urgență. Nu veți putea niciodată să revitalizați sau să regenerați o structură demineralizată a unei vertebre. Niciodată nu veți putea dizolva sau recupera în totalitate o zonă afectată sub titlul de spondiloză cervicală sau de spondiloză lombară. Sunt lucruri irreversibile. Ameliorarea este termenul care însoțește de data aceasta procesul terapeutic. Totuși, înainte de a merge la calculator, note explicative. Metoda de iridoinvestigație o puteți aplica doar în caz de transparență fiziologică a cornei. Logic, dacă prezintă o keratită animal sau un panus, nu veți mai putea ajunge la nivelul irisului cu sistemul lenticular. De altfel, dacă animalul prezintă sau este luat în discuție un aspect privind degenerarea reversibilă sau chiar irreversibilă a cristalinului, formă de cataractă, iarăși lucrurile nu mai pot fi rezolvate întru totul prin această investigație. De ce? Pentru că la nivelul irisului, și la dumneavoastră, și la animale, acționează sistemul neurovegetativ. În momentul în care un cristalin este opacifiat, acel iris nu va mai funcționa focalizând influxul luminos corespunzător, irisul va rămâne întotdeauna pe o anumită poziție, poziția irisului ducând de foarte multe ori la niște modificări necaracteristice sferei patologice actuale a animalului. Deci trebuie să fiți foarte atenți și să nu confundați iridoinvestigația cu o examinare de tip oftalmologic, pentru că sunt lucruri cu totul diferite. Există într-adevăr o cromatică fiziologică a irisului. Iris căprui, iris negru, iris verde, iris albastru. Bineînțeles că pe un iris de nuanță neagră, modificările pigmentare, care sunt tot închise, vor fi foarte greu decelabile cu sistemul lenticular și sursa mea pe care ați observat-o de lumină. O tehnologie avansată poate penetra patologia și la nivel de cromatică
în nuanță neagră. În schimb, un iris căprui, un iris albastru, verde sau galben, diferite pisicuțe, pentru dumneavoastră reprezintă, cum să vă spun eu, un mediu prielnic, o cromatică prielnică pentru a depista modificările. Ok? V-am explicat mai înainte că pe data de 10.04, câinele Fox Terrierul prezenta modificări ale țesutului sanguin. Acestea sunt modificările. Hematiile sunt prezentate în acest film sub formă de fișic. Nu este o modalitate fiziologică de exprimare a sângelui. Este vorba de o stare, de o anomalie încadrabilă în sfera patologică. Aceste aspecte pe care le vedeți dumneavoastră aici sunt caracteristice acidozei metabolice. Haideți să vă arăt radiografia câinelui acum. Prima și prima dată ne uităm și încercăm să delimităm ce zone au fost radiografiate. Parțial zonă cervicală, în totalitate zonă toracică, parțial zonă abdominală. Bun. Ce putem să urmărim cu foarte mare atenție aici? Amprenta coloanei vertebrale, amprenta cardiacă, textura pulmonară, amprenta ficatului, a splinei și anumită porțiune din ansele intestinale. Da? Mai există o fotografie. Partea cealaltă a animalului, zona lombo-sacrală, da? Trenul posterior și cavitatea abdominală, cavitatea pelvică. Ok? Revenim la prima imagine. Cum este poziționat cordul? Cordul este mare, este sprijinit pe stern și este tangent cu amprenta hepatică și jos aici amprenta splinei. Deci nu este o poziție, să zicem, fiziologică a cordului. 2. Ce puteți să-mi spuneți despre textura pulmonară? Textura pulmonară este bine evidențiată, dar trebuie să ținem cont că este vorba de un câine de 12 ani, da? 12? 12 are el? 13 anișori. Iar această fibroză, între ghilimele, pulmonară, poate să fie adiacentă sau și ca și concluzie a vârstei. În schimb, este foarte interesantă să observați amprenta splinei. Splina este mărită și este promovată către diafragmă. Este foarte important, uitați aici splina mărită, este foarte important să vedeți dimensiunile mari ale prostatei. În situația dată, toată resorpția aceasta a toxinelor se repercutează asupra cutiei toracice, printr-un mecanism hemodinamic. Cutia toracică, la rândul ei, suferă prin hipertrofie cardiacă și printr-o fibroză pulmonară avansată în timp. Aceste două aspecte patologice duc mai departe la o supra-solicitare hepatică și splenică. Splina, la rândul ei, duce la o supra-solicitare gastrică. Supra-solicitarea gastrică, mai departe, duce la o afectare la nivel enzimatic, intestinal, inclusiv la o tulburare enzimatică a pancreasului. Toate evenimentele acestea reprezintă, de altfel, cascada pentru patologia descrisă. Dar, deocamdată, animalul răspunde corespunzător, prezintă un apetit, consum de apă în limite fiziologice. Tratamentul, ați observat că dă roade din punct de vedere al reechilibrării țesutului sanguin, reechilibrării acidozei metabolice sau a metabolismului acidobazic, lucruri care îmi spun mie, ca și terapeut, că este vorba deocamdată de un proces reversibil și pot să lucrez mai departe pe el. Încerc să-mi aranjez terenul, după care să vin cu medicație specifică. Degeaba vii cu medicație specifică din prima. Am observat aici o,
umflătură, e un cancer, să-i dau o medicație anticancerigenă. Îi faci mai mult rău animalului dacă nu pregătești terenul și nu-l pregătești pentru efectele pe care, cu care vin medicamentele din terapia specifică. Haideți să vă arăt acum câteva imagini privind irisul. Exact ce v-am arătat și în sala de consult, tehnica de investigație în ceea ce privește irisul, da? Sistem lenticular, folosind un banal otoscop fără pâlnie auriculară și cu sistem de dirijare a influxului luminos către iris. Aici aveți o imagine cu un iris dens, compact, omogen, de culoare închisă. În casetă, săgețile marchează delimitarea nuanțelor ce arcătuiesc irisul. Întotdeauna veți găsi irisul și la dumneavoastră, și la mine, și la animale, două nuanțe. Iris căprui, o nuanță mai închisă către centru, o nuanță mai deschisă către scleră. Un iris alt caz, un iris dens, neomogen, cu fibre radiale. Uitați-le aici, fibrele radiale se observă la acest animal. Foarte important, macroscopic, fibrele radiale observate, observabile macroscopic. Foarte important de interpretat, pentru că aceste fibre sau poziționarea acestor fibre la nivelul irisului scot în evidență, pe lângă tipologia caracteristică, și un anumit comportament patologic al organismului în fapt, al stării de fapt. Acest animal, de exemplu, da? Dacă ne uităm cu atenție, l-am luat ca și punct de reper pentru că prezintă o nuanță mai cromatică, mai deschisă a irisului și puteți să observați ca și începători modificările mult mai ușor. Vedeți în acest sector o modificare la nivelul irisului? Da? Este vorba de o modificare caracterizată prin denivelarea suprafeței. Da? Gândiți-vă că am împărțit acest iris într-un cadran al ceasului. Da? Deci această modificare s-ar preta pentru ora 4. Mergem mai departe și am să vă prezint aici o hartă a irisului uman. Da? Care este folosită în Marea Britanie și a fost elaborată în 1999. Ia uitați-vă în dreptul orei 4 cine este prezentat. Coloana vertebrală, da? Pieptul, aici mic, o să vedeți într-o imagine mai mare, aici pieptul. Și lângă el cordul. Iar aici jos este vorba de harta irisului la câine. Da? Noi ne aflăm undeva aici cu aspectul, da? În jur de ora 4. Da? Zona de proiecție a coloanei vertebrale, zona de proiecție vezică urinară, zona de proiecție organe genitale. Exact în zona aceasta. Da? Este clar că putem să ne gândim că la nivelul acestor organe există patologie. La fel și câinele acesta prezenta în sectoarele respective modificări pigmentare. La fel am făcut confirmarea și pentru cazul acesta. Am făcut imagistică radiografică, am făcut biochimie sanguină, măsurând anumiți parametri și observând că transaminazele sunt modificate, transaminazele hepatice, modificări la nivel enzimatic, cu tropism pancreatic, modificări, să zicem, pentru biochimia sanguină, ce scoate în evidență un travaliu cardiac intens. Am efectuat analizele de pe câmp întunecat și am observat un dezechilibru al sângelui privind acidoza metabolică. Toate aceste evenimente îmi concură și mă ajută să îmi confirm că iridoinvestigația are efect și are rol bine delimitat și bine pus la punct în ceea ce privește confirmarea diagnosticului final. Haideți să urmărim în final cum trei doamne reușesc prin pasiune și antrenament
să transforme Haflinger dintr-un cal robust, solid și rustic într-unul calm, docil și elegant. Acestea au fost informațiile pentru astăzi, sperăm interesante și utile. Vă așteptăm duminica viitoare, la aceeași oră, 12:30, când vom prezenta și alte aspecte din activitatea studenților, a cadrelor didactice și a colaboratorilor acestora, precum și o nouă serie de informații utile de dresaj canin. Până atunci, ne puteți adresa întrebări în scris la adresa academiaveterinara@tv-h.ro. O săptămână frumoasă să aveți!